Salut! Aici Yuki și cu ocazia prezentării mele, astăzi o să dau startul noului meu canal Aventuri pe două roți. Cam în ce ar consta canalul? Păi, micii mele plimbări, diverse tâmpenii pe care le-am făcut sau pur și simplu diverse plimbări care le-am făcut în diverse zone și m-am gândit că ar trebui să le expun undeva pe YouTube. Ar fi o chestie faină să vadă și alții trăzneile mele, pot să le spun așa. Ok, astăzi am venit cu una din bicicletele mele, o bicicletă pe care în ultima perioadă o folosesc tot mai rar. Și asta din cauza că mă duceam trecut la mountain bike, cam greu mă mai uit la cursiele. Și ce pot să zic? Fiecare cu distracția ei, pot să spun. Dar uite că și cursiera merge prin pădure. Știi, ai cel mai bine. Iar chestia asta o să vadă și în filmulețele viitoare. Legat de filmulețe, or să fie cam 1-2 filmulețe pe zi, pentru că sunt niște filmulețe mai vechi pe care le-am stocate în calculator și or să le pun pe toate. Or să fie toate acolo, iar cu ocazia asta vor mai fi și altele noi, bineînțeles. Vom vedea. Da. Păi, da, nu știu ce să zic. Cred că ar trebui să trec în a vă arăta bicicleta mea. Și cu ocazia asta, dacă tot m-am prezentat, eu zic să-i dau drumul. Să o prezint și pe ea. Ia-i Jensen. Eu îi zic acum, pentru că e un mic demon. Da, acum în japoneză înseamnă demon și chiar e un mic demon. Bicicleta asta m-a împins întotdeauna să fac niște lucruri nebunești, chiar întotdeauna. Îi place să meargă foarte tare și în locuri care nu știu cum să zic, dar nu sunt făcute ca o bicicletă să ajungă la asemenea viteză. De genul pante foarte înguste cu grop și na, chestii de genul și viteze de 50-60 la oră, ceea ce e un pic cam mult pentru o bicicletă, ținând cont că na, am un impact. Bicicleta nu prea suferă mare lucru, dar posesorul o să fie cam slid de asfalt, cred, nu știu, n-am încercat. Na. Da, în mare parte e un cadru destul de vechi, chiar foarte vechi, de prin anii 70. Și a fost destul de stoc când am luat-o, am tot investit eu ceva bani în ea. Na, scuze de șa, asta e o șa foarte urâtă, dar în ultima vreme apreciez comoditatea și tocmai de asta am lăsat-o aici. Stă bine. Păi, ea este... De fapt, vine cu o echipare entry-level de la Exige și cu ocazia asta, fiind modelul, bineînțeles, cu schimbătoare pe cadru, în partea de jos, am îndrăznit să-i pun niște Ergo Power-e, modelul Dura-Ace 7400, dacă nu mă înșel, da. Mare parte, nu au fost foarte multe modificări, au fost schimbate roțile, schimbătoarele, cabluri, chestii. Astea consumabile, cum arată, cum ar veni. Mare e problema, de fapt n-a fost problema ei, a fost problema mea, frumusețile astea de foi. Problema lor e că foaia mică e undeva la 40 de dinți, foaia mare e 52 și m-a cam omorât, să fiu sincer, cel puțin pe urcări. Când am luat-o aveam un raport de foaie de 40 și pinion de 24 de dinți, iar pe urcare de 15% efectiv nici nu puteam să respir. Era un chin foarte mare. Acum ce pot să zic? Dacă ai ceva antrenament, te înveți și devine plăcut. Ținând cont că cealaltă cursiera mea, pe care o prezint curând, am o foaie de 34, e 50-34 angrenaj compact și 11-32 pinioane, iar cu aia, ținând cont că are sub 9 kg, 8,7 kg mai exact, e o plăcere să urci. Dar nici pe asta nu pot lăsa
acolo ascunsă, pentru că e o bicicletă care m-a purtat prin foarte multe locuri și, na, o ador, ce pot să zic. E chiar o bicicletă faină. Legat de greutate, e o bicicletă grea. În momentul de față are puțin peste 11 kg, ceea ce pentru o cursieră din timpurile vechi e o greutate, o să zic, decentă. Nu e exagerată, dar nu e nici foarte ușoară. Erau cursiere de oțel care ajungeau și pe la 9 kg. Dar asta nu. Nu prea excelează la capitolul ăsta. Probabil dacă ai schimba roțile și alte componente, ar ajunge și ea pe la un 10 kg, cam așa. Momentan n-am un plan asta. Momentan am investit în alte biciclete, investesc în mountain bike, cursiera de competiție e gata, doar că e de competiție, dar eu nu o folosesc la competiție. Pentru că, da, nu prea sunt foarte potent în domeniul acela. Și, da, își face treaba. Ce alte chestii ar mai fi de spus legat de mine? Nu o să mă obosesc prea tare să editez filmulețele sau să fac intro-uri, pentru că nu merg pe principiu că e un videoblog profi. E doar așa un videoblog de călătorie pe care am vrut de mult să îl pornesc, dar e mai greu cu timpul, e mai greu cu inspirația și odată ce am dat drumul ăsta, sper să decurgă totul bine. Acum, na, ca să mai scurtez lucrurile, pentru că deja îmi filmez foarte lung, o să spun că cam ăsta e finalul pentru moment și vor mai apărea și alte filme, cât de curând. Am să încep să lucrez în seara asta la canal, probabil voi pune filmulețul. Ia uite, mă, frate, deja am transpirat. Cald azi. Da, și urmează să pun din filmulețele vechi. Probabil voi începe cu filmulețele pe care le-am strâns anii precedenți și vor curge spre filmulețele noi. Multe dintre ele trebuie să le primesc de la prieteni. Deci ce pot să zic? Na, sper să vă placă canalul meu și like, abonați-vă și da, sper la cât mai multe filmulețe pe viitor. Nu, v-am lăsat, mă mai bucur și eu de peisajul ăsta minunat și ne auzim pe viitor. No, bye!